Încă o tragedie l-a scăldat. Un bărbat de 75 de ani aflat sub influența alcoolului și a pierdut viața în apele râului Nistru. Tragedia a avut loc azi dimineață în jurul orei 10 în satul Răscăieți, raionul Ștefan Vodă. Potrivit unor informații, bărbatul era de ieri pe malul apei împreună cu câțiva prieteni. El a intrat în apă, deși consumase alcool și nu a mai ieșit. Corpul acestuia a fost găsit de salvator după 3 ore și jumătate de căutări. Autoritățile îndeamnă populația se respecte cu strictețe regulile de siguranță în timpul scăldatului. Trebuie evitată intrarea bruscă în apă pe timp de caniculă pentru a evita un șoc termic. De la începutul anului 36 de oameni, printre care 6 minori, și-au pierdut viața în lacurile și râurile din Republica Moldova.